1000 de puieți de păstrăvi au fost deversați la sfârșitul săptămânii trecute în pârâul Humor, în apropierea localității Poiana Micului. Inițiatorul acțiunii a fost președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, iar puietul a provenit din donațiile făcute de Direcția Silvică și crescătorii private. La acțiune au participat și o parte dintre șefii instituțiilor deconcentrate din județul Suceava. Flutur a afirmat că din cauza braconajului, apele de munte din județ au fost parțial depopulate și a făcut un apel către proprietarii crescătoriilor de păstrăvi din județ să doneze puieți pentru popularea cu păstrăvi și altor pâraie din zona de munte. Am reușit să deversăm aici vreo 1000 de puieți de păstrăvi. Ei au plecat în libertate, de aici încolo vor trebui să-și caute hrană în zonă. Din păcate, apele de munte destul de slab populate sunt în această perioadă, cel puțin pe Valea Humorului nu s-a populat în ultimii ani și e important ca să încurajăm, mai ales cei care au puiet crescătoriile de păstrăvăriile, să doneze în fiecare an pe apele de munte puieți de păstrăv dacă vrem să și recoltăm. Sper să nu avem braconaj, să nu fie clienți care, din păcate, de-a lungul timpului au distrus fondul piscicol din apele de munte.